Vă salut! Astăzi suntem în 4 aprilie, un timp foarte interesant la stupi. De ce spun asta? Fiindcă temperatura este foarte coborâtă, avem 10 grade afară și albina zboară. Albina are nevoie de zbor. A început puietul larvar, are nevoie de apă și albina ies. Este o diferență foarte mare de anul trecut, că dacă anul trecut la data aceasta aveam o cantitate bună de polen extras de la colector, iată că acum ne-am gândit să nu punem colectoarele. Fiindcă două zile n-au zburat și dacă albina zboară, iese doar la apă. Mâine iarăși o temperatură destul de coborâtă, arată 12-13 grade, ceva mai binișor ca azi, dar tot încă albina încă n-a făcut rezervele necesare de polen ca să putem pune colectoarele. Poți să filmezi încoace. Caișii și zarzarii sunt înfloriți. Aici nu este niciun prun, dar și prunii încep a înflori. Și dacă nici mâine nu lucrează, zarzarii și caișii gata, se trec. Deci ne rămâne baza principală la noi, este salcea. Uite, migdalul începe a înflori. Deci faptul că nu înflorește totodată e afectat de temperatura rece. Acum, în următoarele zile pe care le avem, ne arată două nopți avem cu 0 și minus 1. Poate fi și mai mult, poate fi mai puțin, încă nu știm, dar arată rece. Este un an foarte târziu. Dacă am spus că suntem la filmare de data trecută la 3 săptămâni, acum pot să spun că suntem la o lună cu dezvoltarea la stupi în urmă. Deci temperatura rece din luna martie ne-au oprit stupii în așa fel că foarte greu restartează. Acum vreau să vă arăt stupul de data trecută pe care l-am filmat, pentru că astăzi s-a întâlnit o săptămână de când l-am arătat și vreau să vedeți cât s-a schimbat situația în stup. Și după ce îl voi arăta pe acesta, voi mi-a arătat doi stupi, poate nu așa în detaliu, pentru că vreau ca să-i urmărim să vedem dezvoltarea lor. Deci, acesta este stupul din filmarea de data trecută, care l-am de 6 rame, l-am restrâns cu 5 și cineva în comentariu a zis că trebuia pe 4 rame. O să vedem acum dacă ne scoatem o ramă sau nu. Deci încă un lucru tare interesant am observat, că albina, e foarte mult albină bătrână, și a început să scadă deodată în stupi, fiindcă se vede pe jos foarte mult albină. Ea iese și temperatura e rece, ea nu mai are putere și nu mai reușește să mai întoarcă în stup și să oprește jos. Deci aici, dacă vă aduceți aminte, era turta proteică pe terminate, noi am mai pus o turtă în locul acela, în filmarea aceea mai era ceva, nu mi-aduc aminte, dar era foarte puțin și am zis că noi încă aici n-am ajuns cu lucru. Când vom ajunge cu lucru, vom pune o altă turtă. Și mai erau două bucăți mici, din câte țin eu minte, și am mai pus-o pe asta. Uite că acelea nu mai sunt, au rămas doar asta, pe care încep să o consumi de desubt. Acum să vedem ce se petrece aici. Scoatem de după de afragma.
o ramă ca să putem lucra. Altfel nu o să pot să scot ramă. Deci noi aici am pus o ramă ca să am discapacit-o și am pus o șute albină aproape o carată. Puțin ce mai rămas. Și următoarea lucrare care va fi, încă o ramă o vom discapaci. Siropul care l-am pus l-au consumat. Deci am observat, spre deosebire de anul trecut, siropul cu zierele mult mai greu, fiindcă nu avem albină tânără. Albina este deja bătrână. Ia să vedem ce avem aici. Nu-i mai bine să te dai în parte, ce am făcut, să pui pauză și doar așa merge. Ia să vedem acum cât au consumat. Undeva avem 3 zile de când am pus-o. Deci se cunoaște deja cum au început între rame să roadă și de jur împrejur. La turta proteică cu ultra-bi e tare important concentrația. Concentrația care o știți de pe internet e foarte puternică, de asta la mulți apicultori nu le consumă turta. Așa, să vedem ce avem aici. Deci prima ramă. Deci este diferența mare. Să văd dacă aici nu a semănat. Nu. Dar se vede o diferență foarte mare față de cantitatea de polen în rame. Deja s-a acumulat mai mult. Deci cum trecem de perioada asta mai rece, punem colectoarele. Așa, să vedem aici ce avem. Uite că rama asta e larvi, toată. Toată este larvi. Eu o să încerc așa să mișc rama, pentru că nu știu care e poziția în care s-ar vedea în cameră. Iar pe partea aceasta e o oată toată și larvi. De acum larvi. Data viitoare sigur că rama asta va fi căpăcită. Așa, deci avem o ramă de puiet. Nu mi-aduc aminte. Data trecută îmi pare că am zis că a început să o seamene. Iar aia asta știu că era larvar. Ia uitați-vă acum ce e aici. Ia uitați-vă tip puiet. Deci tupii deja au pornit. Și aici este larvă, nu știu cât se vede în filmare. Așa. Deci asta e. Deci e destul de frumos căpăcit. Se rezolvă deja întreruperea de puiet. Căpăcit mă refer. Așa, două rame. Să vedem și pe a treia. Aici avem larvi și aici. Ia uitați, gata de căpăcit. În două zile, trei, o va căpăci. În jos, așa. Așa, și partea asta. Asta e o oată toată. Încă, da, și larvar. Deci uitați-vă, aici începe a căpăci. Gata de căpăcit. Bine, s-a apucă de căpăcit. Așa. Deci uite asta. Să vedem acum mărginașa cealaltă dacă avem polen.
Deci părerea mea e că nu trebuia scoasă încă o ramă. Ia uitați-vă cât păstură aici, practic, avem de acum. Polen depozitat în rame. Așa. Deci asta e situația. Acum, poți să pui pauză ca să nu se lungească filmarea, să mergem la celălalt stup. Avem stupul aici cu numărul 23 și numărul 81, ca să țineți minte când o să mai prezint altă dată. Ia să vedem ce avem aici. Văd că aici tot am schimbat ultrabiul. Sunt care am pus și a treia oară deja. Noi le-am pus câte o bandă de tratament, dar am făcut excepții la câte unul, care de la 6 rame în sus le-am pus 2. Nu știu ce am făcut de mult rău. Cam în ziua ce am lucrat și aici. Ropul l-a consumat. Să vedem. Am observat că sunt stupi care vor, chiar dacă am trecut prin ei, data asta când venim, mai găsim iar de populație, iar mai trebuie scoși câte o ramă. Sunt unea care de acum se simte cumva că albina crește, dar foarte puțin. Peste o săptămână vor începe a crește tot în sus. Să vedem ce avem aici. Uitați-vă că între timp s-a intrat și-o nouă puțin și gata, albina nu mai e. Nu mai zboară. Așa, ies în repriză, așa. Să vedem ce avem aici. Polen. Avem aici. Așa, următoarea. Sămânat, larvi și căpăcit. Pe ambele părți. Aici a scăzut albina. Pe că nu era așa data trecută. Uitați-vă cât căpăcit are, dar albina a scăzut foarte mult. Căpăcit larvar. Și ești mai obraznic cu ăsta. Da, asta e a treia ramă cu larvar, frumos. În sus și căpăcit. Uitați-vă și matca aici. Să vedem matca. Eu trebuia să scoatem o ramă. Să văd acum pe care. Mă, dar pe aici chiar e obraznic. Oricum s-a oprit albina. Ești nervat albina acum pentru că nu poate ieși. Da, aici e. Aici e deja pole. Gata. Ia că eu acum o să scot încă o ramă.
o să o scot pe asta de aici. Am zis că e albină puțină. Și pe asta o să o scoatem. Deci aici avem și aici polen, dar o scot. O scot numai un tort invers așa. Uite așa. Acum o să le trag toate în pace înapoi. Deci aici avem 3 rame cu cuiet. O ramă i-am scos-o. Acum îl dau pe toate în coace, așa. Așa, poți să pui pauză. Și îl desfacem și pe ăsta. Să termină ultrabiu. Dacă la asta am întâlnit că nu ia siropul. Avem și așa stupi care nu iau siropul. Foarte greu le. Trebuie să vedem care e motivul că nu ia siropul. Sper ca asta de alături să fie mai liniștit. Deci, practic, și același, aici am pornit de la 5 și aici stau tot. Să vedem dacă nu a trebuit să scoatem o ramă sau... Să vedem care e motiv. Văd că aici are albină margine. De ce nu ia siropul? Trebuie de văzut. Albina e rea că nu zboară. Acum dacă, uite, vreau să ia soarele. Dacă ia soarele, au și albina o auzi. Să vedem ce avem chiar în margine. Așa mai mic. Deci avem polen pus în celulă. Matca aici lucrează. Asta e ceva. Și semănată toată. Matca aici lucrează. În partea asta începe al căpăci deja. Aici e mai căpăcit. Deci, observ că e ouat până sus. Chiar dacă fagurile mi-ai deschis la culoare, deja albinul a început să lucreze. Să forțeze matca să se amnești mai sus. Dar albinul e puțin, nu? Să vedem mai departe ce avem. Căpăcit, larvar și ouat. A început puiepsul căpăcească de acum. Acum să vedem și pe marginea așa aslantă ce avem. Da, uite că avem și aici, sau nu, e locul pregătit de ouat. Cred că să o scot.
Să scot masma, sigur că nu avem deloc semănat. Deci nu-i deloc semănat. Să scoatem și pe asta. Deci o să avem și unul care îl pornim de la 4 rame. Să vedem ce o să fac. Deci albina e rară, de asta nu i-a sărut. Alt motiv nu. Ar trebui să-l ia mai greu, dar să -l ia. Deci ați văzut, am vrut să vă arăt ce fac tupii, se depopulează. Și încă o săptămână mai este situația asta critică, după care o să înceapă să crească deodată tupii. Dar încă o săptămână ori stau pe loc, ori încă dau înapoi. Desigur că este situație diferită de la o tupi până la alta. Deci tupii care sunt mai puternici, care sunt pe 7-8 rame, acolo situația este cu mult mai bună. Dar noi care am intrat cu tupii mai slabi, e cu mult mai greu de dezvoltat anul acesta. Ce să spun? Foarte mult joacă rolul o locație, la o locație la alta. E legat de ceea ce a fost în toamnă, fiindcă a intrat albină puțină. În zona noastră în care suntem aici, situația este jalnică, cu pierderi enorme, nu multe, dar enorme. Situația este foarte jalnică și ne mulțumim cu situația în care este. Sunt locuri unde cu mult mai bine este, la noi asta este. Noi nu am întâlnit încă așa situații. A mai fost frig, știu că a mai fost frig, dar a fost un frig mai accentuat și mai scurt. De data asta a fost un frig lung și a oprit total albina măcile din semana și a fost o întrerupere mare. Albina s-a uzat, începe să moară, dar de aici schimb de generație nu a fost. Și aici a fost problema cea mai mare. Mă întreabă unii ce o să fie, o să fie albina la salcăm? Nu știu ce să zic, o să vedem, o să urmărim cum se dezvoltă. Dacă nu o să reușim să-i dezvoltăm, o să facem unificări ca să putem să avem salcâm, să prindem salcâm. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, eu am zis într-o filmare mai de mult că în 2021 e posibil salcâm să fie, dar să nu avem albină. Și uite că cam așa se întâmplă. Noi am stimulat, acum vedem, peste 10 zile vom vedea efectul stimulării. Am făcut tot posibil ca să prelungim viața la albină, dar asta este. M-am spus că la alții, în zona noastră, este cu mult mai rău și de asta ne mulțumim cu situația în care suntem. O să vedem peste o săptămână ce o să întâmple. Poate voi mai face o filmare săptămâna aceasta la stupii de 3 pătrimi să arăt rezultatele stimulării atunci când albina are proteină înainte de a, chiar și în sirop, înainte de a fi polenul natur. Noi la data asta știți că noi puneam foițe la crescut. E uite că anul ăsta nu, dar o să, nu știu dacă ați observat când am filmat, cum începe să crească ceara în sus. Asta e rezultatul la proteină. Unicul neajuns care a fost frigul. Și albină puțină la iernat. Și când e albină puțină la iernat, atunci se simte foarte tare când este o primăvară mai capricioasă. Important ca înțeles stupii vii, cu unificări puține, dacă va trebui, vom da, nu vom, poate am spus unificări, nu știu cum am spus, vom da ajutor la o parte din stup care sunt pregătiți, îi socotim noi mai pregătiți pentru cules.
Cam asta am vrut să vă arăt. Până data viitoare, numai bine.